Veniți și bine ați venit la un nou episod din Farming Simulator 22 pe barbă neagră. Fraților, avem aici CMC-ul care se pare că lucrează de zor și remorca este aproape gata. Avem 88-89% acum încărcată. Remorca mă gândeam eu să vin și să o duc direct în silos, pentru că like, să mă duc cu ăsta are un 40 ceva de kilometri pe oră și cred eu că ar duce mai bine camionul. Așa că avem aici camionul pregătit să ducă floarea soarelui, pe care nu am livrat-o încă. În acest episod o să o și livrăm. Și să vedem. Mi-o decuplează pe prima? Nice! Ce iese praful din el? Uite-te la roata acolo, ia! Yo! Ok, trebuie să-l spăl neapărat. Trebuie să-l spălăm pentru că nu e de joacă. Like musai. Iar terenul ăsta l-am vândut pentru că nu mi-am permis, evident, când l-am luat pe celălalt. So, cred că cu primii bani pe care îi voi face așa, gen pregătit să-i arunc, o să iau terenul ăsta și... Nu, nu-l deținem, da? Stai un pic să mă asigur. Două secunde, că știu că l-am vândut, nu știu dacă l-am cumpărat din nou. Nu, nu, e vândut. 94 este vândut. Și după aia vreau să facem aici un giratoriu de ăsta așa frumos, să fie și interesant pe la noi. Ia să vedem, ăsta are... Deci vreau decât 94, care costă... Ok... 457.000 de euro, m-ar lăsa cu 150-200.000 de euro în momentul de față. Bă, nu. Nu, aici pe harta asta când vorbești de ceva de cumpărat, vorbești doar de sute de mii de euro, în special jumătate de milion, milioane chiar. Nu este deloc ieftin terenul de cumpărat. Metrul pătrat. 6. Era plină prima. A zis ok așa. Avem două compartimente la băiatul aici, se pare că primul compartiment a fost umplut. Nu știu cât are primul, este, poate ne spune aici, ceaf. 217 tone aveam în momentul de față, 400 total, 200 frontală, 200 pe spate. Superb! Asta îmi va permite mie să merg cu combina și să bag o recoltă de floare. Avem aici o recoltă de floare mare, ia să vedem. Avem 97 și 96, floarea soarelui, iap, pe care trebuie să o recoltăm. Terenul e un pic cam dubioșel așa și când am văzut când îmi ia cosplay-ul, mi-l ia așa cu tot cu zona asta de iarbă pe care eu nu vreau să o bag în seamă. Dar se pare că el cam vrea să o bage în seamă. Hai să luăm prima dată și prima dată un header și o să le iau pe ăsta tot așa, cel mai mare posibil, de la Capello cu ceva floare. Închiriat pentru 4600. Gorgeous. Și îl punem aici la treabă până se... Blocked by an object? Nu se poate. Say what? Ce s-a blocat aici? Ah. Ok. În cazul ăsta o să-i dau o pauză și dăm aici la nearest waypoint. Hai să mai dăm încă o dată și hai să luăm pe ăsta de aici. Uite așa. Și în momentul de față nu ar trebui să aibă niciun fel de problemă, ia. Oh, se duce tot acolo? What the fuck? Nu te cred. În regulă, n-aș fi vrut pe aici. Se pare că mi-a tot bucata asta. Sunt curios dacă mi-a în continuare bine. Trebuie să-i dai un pic mai mult pe teren. Oh, ia uite. Yep, eram sigur. Eram sigur. Avem nearest waypoint, stai așa că vreau să îl bag aici direct în păpușoi. Să o paci. Și am dat-o. Gata mă, acum mi l-a luat de aici, mi l-a luat bine acum. Se pare că nu are un radius de întoarcere, un unghi de întoarcere foarte bun. Și asta din cauza că cu siguranță are... direcția asta articulată. În fine, în momentul de față nu ar trebui să mai avem probleme. Are suficient de mult spațiu pe teren pentru că a făcut deja o rundă. So, suntem pe bine sus. Aici o să se mărgească pe cealaltă și nu pierdem foarte mult după aia. Ah, dă-i cu plaiul ăsta, așa că eu vreau doar să nu mai văd lucruri. Atât. Bun, perfectos. În ză combina. Și aici... Deci avem o floare soarelui, da, ai folosit și pe aia ce primim, ai, bun, ouă, trebuia să mă duc neapărat la niște ouă
Și că tot avem bani și trebuie să găsim o modalitate de a transporta lucrurile. Sau în episodul ăsta o să explorăm un picuț cea mai, nu neapărat eficientă, ci cea mai încăpătoare, cea mai mare posibilitate. O să îl selectez de aici. Știi ce? Hai din partea cealaltă. Nu știu care a fost dintre voi care mi-a dat pontul ăsta și a zis, bă, dacă îți ia curs spre terenurile lipite, atunci când faci un curs, du-te în partea cealaltă de teren, poate de acolo e un picuț mai bine. Să fix asta vom face acum, mergem în partea cealaltă. Să vedem dacă de aici o ia mai bine. Îl punem jos. Și cred că am să fac o pală, o leacă. Am văzut că funcționează mult mai bine atunci când faci tu un pic. Cam așa, hai să intrăm în floare. Bun, perfectus. I-am dat aici o recoltă. Să sperăm că mi-a 97 sau 96 sau ambele, dar nu și 100. 100 la mine nu este un teren. E așa, o zonă de tranziție prin fermă. Deci nu vreau să mi-l ia sub nicio formă ca fiind teren arabil. Oh, nice! Mi-a luat decât 97-le. Genial! Sau dacă dau target... Nu. Dacă dau field-ul... Oh, mi le-a luat pe ambele. E și mai bine așa. Iar targetul, da, de aici este perfect, este ideal. Mamă, nici că se putea mai bine. Bă, se pare că pontul este superb. Number of headlands 15. O să mergem în sensul acelor de aici. Sornic, îi dăm un headland overlap 0. Știi la ce mă uitam? Mă uitam la mai jos. Up and down angle, islands, field margin... Headland corner smooth sau sharp smooth ca să facem direct pe teren. Headland direction clockwise. Na, hai să lăsăm așa pachet. Hai să vedem dacă mi-l face pe ăsta, care are o formă un picuț cam dubioasă pe aici. Și cred că în mijloc ar trebui să facă un dute vino. Yeah. Vezi, un pic cam dubios. Se pare că am băgat foarte multe circulare să facă și el nu a ales să facă decât două. După care o dă pe dute vină. Cred că din cauza formei astea de aici, că circular, nu știu, cred că ar fi venit un pic cam dubios. Da, 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 dubioșel. Hai să vedem dacă se descurcă, stare curios dacă funcționează asta. O să dau first waypoint. Și acum, ia să vedem, le vedem pe toate. Iap. Zic o plaio. Unde mi-a pus? Este un pic, unde mi-a pus mie start? What the f- Fuck? Bre. Ala e stopul din dreapta, dar nu văd startul. What? Mi-a pus startul de aici? Nu prea vreau asta. Field position, ambele. Target position, da aici îmi pui. Uite așa. Jap. Ia mai fă o dată și dăm 6. Să vedem dacă schimbă ceva treaba asta. Nu cred că schimbă nimic, sincer. Oh, wow, what the fuck, a schimbat niște lucruri. What the hell? Și acum startul aici? Nu, cu siguranță are el ceva dubioșeni în cap. Pentru că e imposibil să faci chestia asta. A, clar, e imposibil. Ia, mai generăm o dată. Acum, cred că l-am schimbat. Eh, gata, am revenit la normal, doar că în momentul de față am decât... N-am nicio întoarcere, fii atent. What the hell, man? Okay. Păi în situația asta hai să băgăm targetul de aici. A, păi oricum, îl pune el anapo, dar rău de tot. A, 15, ia să vedem. Cred că s-a umplut și remorca cealaltă acum. Băi, tot una îmi face, mă. E ceva dubios și după aia o ia așa și după aia așa și după aia... Știi ce? Ia să încercăm noi. Stai un pic, că poate e el așa un pic dubios. Din cauza că încerc eu să fac două terenuri dubioase. Hai să încercăm doar cu unul, să vedem dacă pe ăsta mi-l face bine. Deși și acum era tot așa, cu ambele, da. So, field position... Acum nu mi-l mai ia, fii atent. Ia dăm cancel. Create job. Gata, acum mi l-a luat pe ăsta. Gata, gata. Și generăm. Și mi-l detectează el. Perfect. Acum este circular și începem chiar de aici. Asta vreau.
Dar se pare că nu am mers pe ambele. Ok, bun, perfect. Și acum am și punctul de începere, unde sunt eu. Deci nu ne mai complicăm. Are și ăsta niște unghiuri așa dubioase, dar atâta timp cât îmi face cursul, eu voi fi mulțumit. Ok, super tare. Cât mai avem? Ia să vedem. Avem 88% CMC-ul, ceaf, 355 de tone. A, regulă. Sporim motorul. Mamă, ce-a luat-o aici. Și merge cu fenduțul lângă terenul de floare. Cum s-a descărcat, să zic așa, combina? Cum mutăm aici cu snack-ul în noul nostru siloz? Și pentru că fac pe terenul ăsta, mă gândesc că cel mai bine ar fi să ținem remorca lângă teren. Știi ce? Hai să mergem să o punem pe teren, ca să știu eu sigur că curs spre eu o să-mi detecteze remorca și o să descarce în ea, pentru că ar trebui să facă chestia asta automat. Vedem dacă mai e setat automat, mai țin minte, o să mă uit acum setări să vedem. Dar fiind pe teren automat, o să o detecteze bine. So, ăsta este trenul celălalt. Avem aici niște copaci care cred eu că vor fi problematici. E frumos și așa, dar nu prea nu-i văd bine. Da, cred că o să-i transform în ceva așchi de lemn, ca să nu se blocheze combina. Iar aici venim cu tractorul su și îl băgăm colea. Bun. Bă, o să intru un pic în combina. Este un pic să ne uităm la setări, să vedem că are în setări practic treaba aia cu descărcatul. Normal ar trebui să fie aici. Avem aici, bababam, tool set, combine settings, aici, automatic cutter height, stop while unloading, da, combine self unload, activated, perfect. Acum avem chestia asta la fiecare combina, mă mulțumește. O să închidem și asta, avem la 97%, ok. Hai încă, de ce a luat ăsta așa? A, pentru că pe prima am făcut-o eu atunci? Da, cred că de când l-am resetat eu acolo la gard. Să trebuie să facem noi o porțiune. Hai în camion. Ză camionul său. Unde ești? Pe partea asta? Ok, să facem stânga împrejur. Da, trebuie să găsesc o modalitate de a căra paleți mulți. O să-mi iau probabil ceva camion. Mi-e plac foarte mult camioanele în general. Spre deosebire de un tractor și o remorcă. Am foarte multe remorci, dar se pare că un camion e un pic mai... cum să zic, e un unitar, nu mai stau să mai cuplez, decuplez, e și mai fâșnesc prin sătuce, mă ajută mai mult să ajung repede cu ouăle la destinație. Bun, acum hai să întrerupem un pic aici cursul și dăm o pornire și o să las mai în spate remorca gen aici. Header-ul a fost cel ales, se pare. Gat. Bă, CMC-ul ăsta s-a descurcat foarte bine, chiar dacă e un utilaj poate un pic mai dubios. Nu știu ce e ridicat așa de cur. N-am găsit nicio opțiune de hidraulică să las un pic mai jos. Și tot timpul trebuie să iei remorca și să o pui cu mâna. Ai partea mai dubioșică așa o leacă. Dar el în rest trage bine. Și vine și la un preț corect, corespunzător. Bun. Ieșim tot pe aici, am făcut o portiță în păpușoi și merge, fraților, să punem primele 400 de tone de pleavă. Pleavă ce va fi transformată după aia în silici și sper eu în foarte mulți bani. După aia, se pare că luăm ceva de aici și faptul că am recoltat în ghilimele, că îl mărunțim porumbul cât e verde, asta înseamnă că o să ne dea o cantitate mai mare pentru pleavă. Asta este bunkerul pe care l-am primit cu harta și este standard din joc, sper să fie și bine implementat, atâta tot. A, și să vedem, descărcarea aici se va face pe spate? Nu! Well, shit! Descărcarea... Ok, well, se face pe jos. Și... asta nu e de bine, pentru că eu nu pot să înșir acolo de jos, pentru că like, o să mi se blocheze remorca. Și trebuie să facem în situația asta, nu mai fi gândit la asta, e să mergem aici în siloz, să descarc, iap,
voi față ea. Și care vine? Vine aia. Nu vrea două deodată. Încerc să mut, dar nu vrea două deodată. Nu înțeleg de ce. Dubios. În fine, descărcăm aici ansiloz. După care trebuie să iau cu loading wagon-ul meu, cu remorca cealaltă, și să car în bunker. Vai de capă. Uite că n-am prevăzut treaba asta când am luat remorca, deci nu n-am știut de asta. Bine, trebuia să știu, trebuia să-mi dau seama că descărcarea fiind pe jos nu este ideală pentru un bunker, dar na, nu m-am gândit. Până una alta, hai să vedem combina, ci că este blocată. Blocked by an object, când descarcă, cu siguranță s-a blocat în ceva copac. Nu, s-a blocat în remorcă, păi ce combina ești tu, măi, fată? Așa că asta se pare că a descărcat, dar după aia s-a și blocat. What the fuck? Well, știi ce? Nu vreau să-i stric cursul, așa că prefer să mă mut cu tractorul. Yeah. Că ea știe de unde a rămas, că nu știu unde a rămas exact, știi? Trebuie să mă uit să văd unde e întreruptă cultura. Ha, ce chestie. Bun, let's go! A trenat asta de descărcat 200 de tone, că după aia mai am 200. Nu! What? 68%. Wow, de cât 130 de tone a descărcat până acum? Păi, în situația asta, se pare că avem suficient de mult timp. Avem un tractor baban. Apropo de tractor baban, cred că ar trebui să apelăm la alt tractor. Adică, mie mi-ar trebui unul mai fâșneț. La SH avem ceva interesant. Sunt bogat. Dar totuși, aici vrea niște prețuri corespunzătoare. Și cred că este timpul pentru un nou tractor în momentul de față. Ce avem noi mai exact? Avem un large tractor, un case făcut pentru plug arat și semănat uneori, dacă se cade. Și un fan turbo. Atât, două tractoare la dita mai fermă. Na. Hai să băgăm la large. Este o fermă mare. Și avem un JCB maxim 455. Pendurile astea miștoace. Avem și un T8 Genesis, dar ar merge mai bine un T9. Pa da. Avem un Raba, se pare, la 250. Asta e foarte mișto. Place cum e făcut. Me gusta forma. Clasicul masei, 400 respectiv 712. Well, ăsta nu este rău deloc, să știi. Și are și un preț foarte bun de doar 260. Ăsta îmi place. A, da, un nou chiroveț. Deci ăsta e ceva fresh. Aveam un vechi chiroveț și ăsta este noul. Avem un motor ce poate fi upgradat până la 460 și la roți le avem pe toate, aproape. Twin wheels, de asemenea, și grasele. Uite-le aici. Nice. Aici avem ceva în rusă, nu știu ce e asta. Ah, ok, direcția eșapamentului, frontală sau pe spate, și ceva elemente de tuning, se pare, ok. Wow, damn son, asta e ceva de forestry, asta și că trage puternic. Foarte mișto și ăsta se pare că are și camera funcțională, poți să te apropii de ea, pentru că până acum chirovețul avea o eroare și nu puteai să dai cu camera foarte aproape de tractor. Dar se pare că nu mai este cazul. Mamă, dar multe opțiuni. Uite și pe aici cu ceva parasolar pe sus. Avem sus și ăla. A, filtru. Filtru de aer cu diferite capace. Ăsta este girofar. Mamă, câte sunt aici. Am înceacas. Wow, sorcova. Vesela, le-am făcut pătate. Ia uite de ăștia. Bro, zici că e de ăla cu convoi. Zici că e gabarit depășit. Bun, deci avem un masei. Interesant, zic eu. Cu ăsta am jucat data trecută. Drăguț, elegant. Așa, ce mai avem? Mai avem și un Johnny pe aici, picolo. Mai avem și ăsta, dar la 568 încă am dat toți banii și like, nu mă încântă treaba asta prea mult. Aici, ia să vedem, avem celebrul clas. Nici nu știu ce să zic. Ăsta nu are cuplaș pe fața asta, mă supără un pic. Da, cred că am să bag, mi-a rămas în minte masei ăla. Bă, ar mai fi și astea. Ar mai fi. 4, 5, 8. Da, nu sunt foarte puternice. Dar nici nu le văd așa, știi? Nu mă atrag așa extraordinar, ce vrei.
Da, mă voi propti la cel maxim, am cântat foarte mult și prețul, 250 de biștare, adică 260, na. Bă, mi se pare super bine, că oricum trebuie mai tunăm pe aici. Și 712 cai mi se pare ideal și suficient pentru cam tot ce am eu, pentru toate nevoile mele. Avem Trelleborg, Michelin Continental, Mitas, BKT-uri, avem și Nokian-uri? Da, da, avem și Nokian-uri, ok. Wide-uri se pare că sunt default. Și avem aici interior black sau... A, cu roșu aici la scaun, da, 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 da. Ah, dăm cu roșu vișinu la scaun, de ce să... Warning signs, fără. Îmi place mai mult fără. Exhaust, STD exhaust sau... Astea crom nu-mi plac. Îmi place mai mult sau mai modern, așa. No lights sau cool lights. Da, l-am mai avut pe ăsta, îmi place maxim. Cred că o să le iau pe astea mai micuțe. Hella cargo, hella luminate. Hella luminator. Nu știu ce sunt astea, dar sună mai interesant un pic. Hella LED luminator. Astea sunt și mai interesante. Da, o să le iau pe astea. Clear glass la Windows tot timpul. Isobus, ăsta nu mă interesează că mi-ocupă mai mult spațiu vizual. Beacons, no beacons. Cum arată cu beacons? Ia. A, steșit în afară, mă gândeam că poate le pune pe plafon. Strobe. A, dacă sunt stroboscopice, stroboscopice le luăm. Uite, ăstea sunt de aici. Ăstea sunt tari, îmi plac. Ok? Se pare că putem să schimbăm și culoarea, fii atent. Oh, that is interesting. Masei pe verde? E o blasfemie treaba asta? Ia să vedem cum are. Wow! Ok, ok, nu e rău griulețul ăsta. Și mai închis așa, mai închis e periculos. Ce-ar fi un movaliu? Nu e rău nici ăsta. Bă, nu știu, mi se pare că mai ăsta arată bine pe orice culoare. Wow, chiar și pe asta. Holy shit, man. Și pe turcu... Wow. Asta le-au. Ai 331 cu totul și mai schimbăm noi vopseaua pe viitor dacă nu ne place treaba. Dar eu cred că va arăta bine. Arată bine. Arată bine, îmi place, este fix albastrul FS22-ului. Este fix aceeași nuanță de la logo. Ia mă să vedem ăsta de sus. Stau alec, nu pleca. Mamă, mi se pare că a avut o alegere foarte bună. Chefâși, oh, wow. Bro, pot să văd 360, am și uitat la asta. Volan rotund, pac, pac, ia uite. Accelerație până la 65 de cai. 65 de km pe oră. Bă, dar are un unghi de întoarcere aproape că se întoarce pe rog. Ce ai? Ia uite și tu. Wow, unul dintre cele mai bune unghiuri de întoarcere de la vreun tractor. Superb, absolut minunat. Love it. Hai să dăm aici la următoarea. Pic în spate. Zâi, încă 200 de tone, te rog frumos. Până una alta, noi mergem cu loading wagon, nu? Să împrăștiem niște chaff, niște porumb de-asta mărunțit în silozul Dacii din fața mea. Oh, oh. Bro, are o manevrabilitate excelentă. Mi se pare tractorul perfect pentru munci agricole într-o fermă mare. Pentru că, like, na, are și aptății și ceva de căluți. O să iau și o greutate, greutate de aia babana. Trebuie musai. Ia să vedem, putem să ne croim niște loc pe aici. Aici punem un pic o scrâjelim așa. Punem la test și direcția, știi? Nu-mi dă nimic? Nada? Este un pic să vedem. What the fuck? De ce oare nu-mi dă nimic? Asta este multifruit, ar fi trebuit să-mi dea. Ce? Problem, problem. Ok. Well, that's no bueno. Ia să mai încercăm o dată așa. Nope, nu vrea. Nu vrea, nu vrea. Dă nicio culoare. Ok. Hai să mai luăm o remorcă pe care eu pot să împrăști. Poate nu merge din cauza remorcii? Nu-mi spune că este silozul stricat, că n-am niciun chef să mai iau din el și după aia să cumpăr altul. Chiar n-am, nu vreau treaba asta, nu vreau stresul ăsta. Sau, trebuie o remorcă imensă cu posibilitatea de a da în spate.
55 de metri cubi sună bine, 56,4 sună un pic mai bine. Aici avem, poate nu suportă, mă. Băi, stau un pic, poate nu suportă K-Loading Wagon și suportă decât fân, paie, iarbă, decât în astea. Și atunci eu am aici ceaful, da, cu siguranță asta este problema și în rest el funcționează. Bun, dăm pe spate, dăm pe spate. Super. 4.000 ceva de biștar la treaba asta, am decuplat. Hai. Sigur, din cauza asta nu funcționează. Mamă, dar asta e tractor perfect, mă, al fermei. Mi-e și frică să iau un pic aici direcția cu volanul, pentru că e ceva... Like, imediat a luat-o. Cred că trebuie să bag 900 de grade ca să fie un pic mai exact în viraj. Că își face prea bine treaba. Să o luăm pe aceea. Ah, asta e mai grasă o leacă. Mai greu de intra cu ea. Gata. Vezi, mă, că a mers. Gata. Sau, siliș trebuie să facem noi. Slici pe care după aia o să-l folosim, evident, și la băcuțe, așa că atunci când vom vinde, o să mă asigur că o să și păstrez o porțiune. Ceaf, de-l coci. Așa, cât se umple asta, eu trebuie să merg cu camionul. Putem pe aici? Putem. Bun, am descărcat tot. Trebuie să pun combina la treabă în continuare. Așa, nu știu ce face... Gata, am văzut. Combina cealaltă, cea care recoltează în momentul de față ploare, a terminat. Nice. A terminat și a și descărcat. Așa că o putem pune în continuare pe al doilea teren, fără să mai trebuiască să o mai mut de acolo. Deci o avem direct acolo, trebuie doar să aduc remorca cu snack la descărcat, ca să o avem după aia goală. Asta dacă e peste jumătate, dacă e sub jumătate, o luăm o lată așa. Bun, remorca, hai să o punem aici. Mamă, mamă, nu mă țin frâne. E bun. Și pe băiatul îl punem aici. Ok, articulația asta necesită atenție. Așa? Yup. Dubios, I know. Da. Hai să vedem aici, o să dăm nearest waypoint, vreau să le și văd. Cred că asta a fost. Yup, se mișcă bine. Nice. It is very nice. Mamă, nici n-am avut timp, dude. Deci în momentul de față nu am timp de nimic. Oh, doar atâta floare, mă? Câtă floare ai tu aici? 17 tone, cât e? 14! Este floare stricată cumva? E floare stricată, am mirosit-o foarte bine. Păi dar nu bătea casa acum asta, mă? Te uita la terenul ăsta și normal de aici, dintr-un teren ca asta, scote undeva la un 45 de tone. Așa, ochiometric o iau. Oh. Disappointed. Da, asta e. O dăm după aia la ceva păsărele și asta a fost. Nu că ai putea, că în joc nu merge, dar așa roleplayesc merge. Bă, da, am făcut drumul ăsta, deci îmi place atât de mult. Uite și tu cât de bine funcționează. Aici cred că o să mai pictez o leacă pe colțul ăla, dar în rest n-ai treabă, boss. Iar cu tractorul ăsta, superb, zici, bă, chiar zici că e logo-ul Farming Simulator. Și fii atent că poți să intru și aici în... cât de tare. Intrând direct în garaj ca să poți să mă orientez cum trebuie. O să încep prima dată în partea asta, în partea dreaptă, cum ne uităm noi. Și pe aia în partea stângă, partea dreaptă, partea stângă. Și pe aia umplem în mijloc cât este like, suficient să se îndrepte. Ai un pic așa dincolo de perete să nu se buguiască. S-a bucurit un pic? Nu. Uite, n-a trecut deloc. Ok, o dăm un pic mai în față. Prima dată se pune un strat până unde este punctul de descărcare maxim al remorcii și după aia se urcă cu remorca pe malder. Așa se face treaba. Nice! Da, uite, deja am livrat aici aproape 60 de tone. Continuăm data viitoare cu celelalte tone, fraților, și noi până atunci să ne auzim cu bine. Pa, pa!